Dragii mei, iată-ne din nou la emisiunea În pasă de tine. De această dată o emisiune specială, pentru că trăim vremuri speciale într-o săptămână specială. Și stați pe aproape pentru că mai încolo o să fie un mesaj foarte important pe care am să-l pun, să fie înregistrat și aici, pe această emisiune. Iată că în ultimele zile cenzura și persecuția digitală practicată de Facebook continuă. Nu am să intru în detalii, dar se întâmplă lucruri ciudate. Mi-au fost șterse postări cu versete biblice, mi-au fost șterse comentarii, tot cu versete biblice și de asemenea cu referință la Domnul Iisus Hristos în discuțiile pe care le-am avut cu niște prieteni din Anglia despre musulmani. Dar nu o să intru în detalii mai nu o să intru în detalii, ci o să postez în următoarele zile câteva informații despre ceea ce s-a întâmplat. De asemenea, o să scriu un articol pe blogul meu dorinpele.wordpress. Com. Acolo o să scriu un articol, de asemenea pe Facebook. Sper să mă mai lase Facebook să postez. Sper să nu mă închidă accountul. Dacă o vor face treaba lor, o să deschid altul, o să încercăm prin alte metode. Oricum, noi nu ne lăsăm intimidați nici de Facebook, nici de Twitter, nici de Google, nici de Instagram. Noi ne facem datoria mai departe și vom răspândi cuvântul lui Dumnezeu prin toate mijloacele mass media, prin tehnologia pe care o avem la dispoziție. Spuneam că trăim într-o săptămână specială pentru că iată că la împlinirea a 70 de ani de la înființarea statului Israel, Statele Unite ale Americii recunoaște Ierusalimul ca și capitala statului Israel și, în consecință, și-a mutat ambasada în Ierusalim. Este un moment istoric, se împlinesc profețiile din Ezechiel și veți vedea că mesajul despre care v-am vorbit va face referire la aspectul acesta și despre vremurile pe care le trăim. De aceea am pus titlul acestei emisiune la această ediție specială, suntem la finalul istoriei. Vom vedea, adevărul e că suntem foarte aproape de finalul istoriei. Biserica parcă este într-o adormire, la fel ca și fecioarele, până la urmă au adormit toate 10, 5 au avut ulei în candelă, 5 n-au avut. Se pare că biserica de astăzi este într-o adormire. Evenimentele se desfășoară cu așa rapiditate încât biserica nu mai are aproape nici o reacție sau dacă are, doar răsuleți pe aici, pe acolo. În ce privește creștinii de astăzi, parcă sunt tot mai confortabili cu viața lor, cu ritmul lor de viață, cu ceea ce fac, parcă sunt satisfăcuți. Este așa un confort și o delăsare care nu cred că am întâlnit-o până acum de când trăiesc. Deci eu cred că venirea Domnului Isus este foarte aproape. Și o să vedeți în mesajul care am să-l public, o să înțelegeți acest lucru și o să-mi dați dreptate că vremurile sunt pe sfârșite. Înainte de a pune mesajul acela aici, pentru că este o înregistrare, haideți să vedem de fapt ce s-a întâmplat la Ierusalim și iată că președintele Trump, președintele Americii, cu ocazia inaugurării ambasadei Statelor Unite ale Americii la Ierusalim, iată că Robert Jeffress, pastor baptist la First Baptist Church Dallas, a fost desemnat de către președintele Trump pentru a rosti rugăciunea la ceremonia de deschidere a ambasadei. Haideți să vedem
această rugăciune și apoi mesajul scurt pe care președintele Trump l-a transmis evreilor. Și de asemenea, la final vom vedea din nou un alt pastor baptist, John Hagee, desemnat tot de președintele Trump, ca să facă rugăciunea de încheiere. Stați pe aproape că după aceea urmează acel mesaj special despre care vă vorbeam. Mulți dintre voi știți despre ce este vorba, ați ascultat mesajul, alții nu știți și de aceea vreau să-l pun și aici, pe această emisiune. Sper ca Facebook să nu-mi șteargă această emisiune până apuc eu să o downloadez sau să mă oprească. Mă rog Domnului ca să nu aibă succes în tentativa lor de a cenzura și această emisiune. Nu o face numai cu mine, o face cu multe emisiuni. Am văzut că o face și cu pastorul Caba de la Arad, care face emisiunea, mă rog, pentru tine. De asemenea, sunt și alții care sunt cenzurați, care sunt blocați sau izolați de către aceste platforme liberale neomarxiste, cum este și Facebook-ul. Haideți să mergem atunci la inaugurare și să vedem aceste videoclipuri. Fiecare videoclip sunt de câteva minute, 2-3 minute și merită să ne uităm la ele. Heavenly Father, we come before you, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, thanking you for bringing us to this momentous occasion in the life of your people and in the history of our world. 4,000 years ago, you said to your servant Abraham that you would make him the father of a great nation, a nation through whom the whole world would be blessed. And now as we look back, we see how Israel has been that blessing to the entire world through her innovations in medicine, technology, and energy. But most of all, Israel has blessed this world by pointing us to you, the one true God, through the message of her prophets, the scriptures, and the Messiah. We come before you today thanking you for your providential and powerful protection of this nation from all who would seek to destroy her. This nation, the nation of Israel, you have called the apple of your eye. And Father, we are also grateful as we think about what happened 70 years ago today, at this very moment, when you fulfilled the prophecies of the prophets from thousands of years ago and regathered your people in this promised land. Now, we want to thank you, especially today, for the courageous leadership of Prime Minister Benjamin Netanyahu and his determination to do whatever it takes to protect his people at all costs. We are equally grateful for the skillful work of our Ambassador David Friedman, who so effectively represents our United States policy of always standing by and supporting our most reliable ally and friend in the Middle East. And now, Father, as we come to dedicate this embassy in the city of Jerusalem, the city that you named as the capital of Israel 3,000 years ago, we want to thank you for the tremendous leadership of our great president, Donald J. Trump. Without President Trump's determination, resolve, courage, we would not be here today. And I believe, Father, I speak for every one of us when we say, we thank you every day that you have given us a president who boldly stands on the right side of history, but more importantly, stands on the right side of you, O God, when it comes to Israel. And now today, Father, we want to pray what the psalmist prayed 3,000 years ago. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love her prosper. May peace dwell within her walls. And we pray this in the name and the spirit of the Prince of Peace, Jesus our Lord. Amen. Dincolo de președintele Trump, este Dumnezeu care
scrie istoria, iată că stă în cer și râde de planurile Națiunilor Unite, planurile popoarelor din jur ale poporului Israel. Dumnezeu își vede de agenda lui și iată că se împlinește sub ochii noștri. Israelul, iată care o capitală recunoscută încă de acum 3000 de ani la Ierusalim și America a făcut primul pas. Sper ca și România să facă acest pas pentru că este un moment istoric și este după agenda lui Dumnezeu, nu după agenda oamenilor, nu după agenda unora sau altora cu tot felul de interese împotriva Israelului. Este agenda lui Dumnezeu și binecuvântăm pe Dumnezeu pentru aceasta și îi mulțumim pentru că, iată, păstori baptiști au fost invitați să se roage la acest eveniment, la inaugurarea ambasadei Americii la Ierusalim. Haideți acum să urmărim și scurtul mesaj al președintului Trump, pentru că este istoric și vreau să rămână consemnat acest mesaj în această emisiune. President Trump, who made this all a reality, could not be here today, but did record a message to honor us at this ceremony. Please watch and listen. Exactly 70 years ago, the United States, under President Harry Truman, became the first nation to recognize the State of Israel. Today, we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. Almost immediately after declaring statehood in 1948, Israel designated the city of Jerusalem as its capital. The capital the Jewish people established in ancient times. So important. Today, Jerusalem is the seat of Israel's government. It is the home of the Israeli legislature and the Israeli Supreme Court and Israel's prime minister and president. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Yet for many years, we failed to acknowledge the obvious, the plain reality that Israel's capital is Jerusalem. On December 6, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today, we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem. And we're opening it many, many years ahead of schedule. As I said in December, our greatest hope is for peace. The United States remains fully committed to facilitating a lasting peace agreement, and we continue to support the status quo at Jerusalem's holy sites, including at the Temple Mount, also known as Haram al-Sharif. This city and this entire nation is a testament to the unbreakable spirit of the Jewish people. The United States will always be a great friend of Israel and a partner in the cause of freedom and peace. We wish Ambassador Friedman good luck as he takes up his office in this beautiful Jerusalem embassy, and we extend a hand in friendship to Israel, the Palestinians, and to all of their neighbors. May there be peace. May God bless this embassy. May God bless all who serve there, and may God bless the United States of America. Thank you. Așa cum ați văzut mesajul președintelui Trump, care a fost bine primit de evrei, de premierul Netanyahu și cred că de noi creștinii. Sper lucrul acesta. Haideți să vedem și rugăciunea de încheiere
acestei grandioase ceremonii a pastorului baptist John Hagee. Numai un pic să dau un refresh la înregistrarea cu rugăciunea pastorului Hagee, John Hagee. Acum o să meargă. Our most gracious Heavenly Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, President Rivlin, the God who calls the stars by name. Au intrat iarăși ceva. Numai o secundă. Că eu pun de la început rugăciunea pastorului John Hagee. Can we stand? Our most gracious Heavenly Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who calls the stars by name, and measures space with the span of his hand, the God who is the King of the universe. We gather here today to thank you for the joy of living and seeing this glorious and historic day. We thank you for the state of Israel, the lone torch of freedom in the Middle East, who lives and prospers because of your everlasting love for the Jewish people. It was you, O Lord, who gathered the exiles from the nations and brought them home again. It was you who made statehood possible. It was you that gave a miraculous victory in 1967 when Jerusalem was reopened to worshipers of all faith. Jerusalem is the city of God. Jerusalem is the heartbeat of Israel. Jerusalem is where Abraham placed his son on the altar of the Temple Mount and became the father of many nations. Jerusalem is where Jeremiah and Isaiah penned principles of righteousness that became the moral foundations of Western civilization. Jerusalem is where Messiah will come and establish a kingdom that will never end. We thank you, O Lord, for President Donald Trump's courage in acknowledging to the world a truth established 3,000 years ago, that Jerusalem is and always shall be the eternal capital of the Jewish people. And because of that courage of our president, we gather here today to consecrate the ground upon which the United States Embassy will stand, reminding the dictators of the world that America and Israel are forever united. We thank you for our ambassador, David Friedman, and pray your anointing upon him as he opens the doors of the U.S. Embassy to receive the nations of the world. Let the word go forth from Jerusalem today that Israel lives. Shout it from the housetops that Israel lives. Let every Islamic terrorist hear this message: Israel lives. Let it be heard in the halls of the United Nations: Israel lives. Let it echo down the marble halls of the presidential palace in Iran: Israel lives. Let it be known to all men that Israel lives, because he that keepeth Israel neither slumbers nor sleeps. As King David prayed 3,000 years ago,
We pray for the peace of Jerusalem and all its inhabitants. Let the name of the Lord be glorified today, for the defender of Israel today, tomorrow, and forever is here. Can we all shout hallelujah? Amen. Dragii mei, trăim niște momente istorice și Dumnezeu este la cârmă. Haideți să ne încredem în El, să-L binecuvântăm pe Domnul nostru, pe Mântuitorul nostru, poporul Israel. Iată că se întoarce înapoi în Țara Sfântă, așa cum a profețit profetul Ezechiel. Și o să vedeți în mesajul care urmează, începând de la capitolul 37 încolo, cum Dumnezeu își desfășoară istoria finală a umanității în forma în care o știm noi acum. Acest mesaj a fost rostit nu de mult de Aurel Gheorghe și îl găsiți pe canalul Semnele Vremurilor. Se intitulează Israel și finalul istoriei. Este un mesaj foarte important și aș vrea să-l ascultați. Este un mesaj audio, de aceea o să încerc să intercalez imaginile sau să le schimb, sperând în felul acesta ca YouTube, ca Facebook să nu oprească transmisia, pentru că acest mesaj este un mesaj foarte important și, așa cum spunea și fratele Aurel, s-ar putea ca și accountul lor de pe YouTube să fie închis. Nu știm, trebuie să ne pregătim, trebuie să avem rezervele noastre, backup la tot ce facem, pentru că, iată, aceste platforme liberale, aceste platforme neomarxiste ne momesc cu o mână și cu cealaltă ne fură. Dragii mei, pregătiți-vă, urmează un mesaj special despre Israel și despre finalul istoriei, care, iată, se derulează sub ochii noștri. Suntem generația cea mai aproape de venirea Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne încredem în El, haideți să ne apropiem de El, să ne sfințim viețile, dar de asemenea să ne dedicăm viața lui Dumnezeu și astfel să îi slujim Lui cu dragoste, cu teamă, cu hărnicie, cu dăruință. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Urmează acest mesaj. Mă rezum la acestea și vă las pe voi să ascultați acest mesaj foarte important și Dumnezeu să lucreze la inima câtor mai mulți să înțeleagă vremurile pe care le trăim și vremea pocăinței pentru fiecare dintre noi. Amin. Asta vom face o ediție specială pentru împlinirea celor 70 de ani de când statul Israel a luat ființă la 14 mai, mai puțin de 10 zile până când ei vor aniversa cei 70 de ani de existență. Deja au aniversat după calendarul lor evreiesc, care nu-i același cu calendarul nostru, pentru ei a fost undeva în aprilie, dar data oficială la care celelalte națiuni ale lumii cunosc că s-a înființat statul Israel este cea de 14 mai. Nu că nu am avea ce spune despre semnele vremurilor din ultimele 3 săptămâni. Sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat în țară și în afara țării. De exemplu, la noi în România au fost temperaturi foarte mari pentru vremea aceasta, undeva peste 30 de grade până la 32 și chiar mai mult în anumite zone.
Și trebuie să spunem încă o dată că Domnul n-a încetat să avertizeze națiunea aceasta, o face de o bună bucată de vreme. Și nu doar aici, cineva mi-a trimis un material despre înregistrarea celei mai mari temperaturi din istorie. În luna aprilie, undeva peste 50 de grade s-au înregistrat în luna aprilie. Nu-i normal nici pentru zona de deșert. Așadar, semnele acestea continuă. Cu ajutorul Domnului, peste două săptămâni vom face o ediție normală de actualizare despre tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră și are legătură cu profeția biblică. Așadar, astăzi vom avea o ediție specială dedicată poporului Israel, mai precis statului modern Israel. Nu o să facem toată istoria lui Israel din cei 70 de ani, am făcut de mai multe ori lucrul acesta, doar o să trecem sumar peste anumite lucruri. Și pentru început am să citesc un text din Ezechiel, capitolul 36, care vorbește despre revenirea lui Israel în țara lui. Ezechiel 36, versetul 7. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: îmi ridic mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele însele ocara. Iar voi, munții lui Israel, veți da crengi și vă veți purta roadele pentru poporul meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că vă voi fi binevoitor, vă voi întoarce spre voi și veți fi lucrați și semănați. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toți. Cetățile vor fi locuite și se vor zidi iarăși dărâmăturile. Voi mulți pe voi oamenii și vitele, care vor crește și se vor mulți. Voi face să fiți locuiți ca și mai înainte și vă voi face mai mult bine decât odinioară și veți ști că eu sunt Domnul. Voi face să umble pe voi oameni și anume poporul meu Israel. Ei te vor stăpâni și tu vei fi moștenirea lor și nu îi vei mai nimici. Amin. E foarte simplu să te duci în Israel și să vezi că lucrurile acestea s-au împlinit ad literam, pentru că acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu întotdeauna se împlinește până în cel mai mic detaliu. Proclamarea statului modern Israel la 14 mai 1948, după aproape 2000 de ani de lipsă a unui stat evreiesc pe teritoriul Palestinei, cum o numeau ei, sau pe orice alt teritoriu, este unul dintre cele mai mari semnale profetice ale faptului că am intrat în vremea din urmă. De fapt, eu cred că cel mai mare semn că noi am intrat în ceea ce Biblia numește vremea sfârșitului. Vremea aceasta precedă revenirea Domnului Iisus pentru a-și lua acasă biserica, pentru a judeca lumea timp de 7 ani și apoi pentru a domni 1000 de ani pe pământ. Așadar, e vorba de o vreme care precede evenimentele finale. Vremea aceasta este numită vremea sfârșitului sau vremea din urmă. Și avem toate motivele să credem că s-a dat startul acestei vremi odată cu înființarea statului modern Israel la 14 mai 1948. De ce? Pentru că acest lucru a împlinit o mulțime de profeții. Eu doar am citat una. Domnul spunea că îi va aduce din nou în locul în care i-a rânduit să locuiască și nu doar că îi va aduce pe ei, pe toți, spune, și că vor locui vechile dărâmături și că vor construi case și că țara se va umple de oameni, dar mai mult decât aceasta, chiar și natura își va reveni. Și este fapt înregistrat științific că în Israel lucrurile au început să se îndrepte și din punct de vedere natural. Mlaștinile au fost secate, au început să vină ploile, s-a împădurit. Când am fost în Israel, spunea cineva, toți copacii pe care îi vedeți sunt plantați în ultima 100 de ani, nu există copac mai vechi, pentru că înainte totul era arid, deșertic. În felul acesta, pe data de 14 mai, o națiune practic a luat dintr-o dată ființă ca și națiune recunoscută înaintea statelor lumii. Așa cum fusese profețit în Isaia, cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Observați, este ziua aceea. Și anume, ziua de 14 mai 1948 a fost profețită în Isaia 66, versetul 8, spune, se poate naște o țară într-o zi? Și răspunsul era da. Se poate naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și pica Sionului și-a și născut fii. N-a fost o perioadă foarte lungă, dintr-o dată a apărut pe scena istoriei statul Israel. Și am să redau faptele istorice ale acelei perioade pe scurt. În primul rând, era vorba de faptul că Israel trecuse prin Holocaustul nazist. Din Europa,
în care au murit 6 milioane de evrei, dintre care un sfert, adică 1,5 milioane, erau copii. În niciun motiv, în niciun război, oricât ar fi el de justificat, nu e niciun motiv niciodată pentru a ucide copii. Ei bine, oamenii aceștia au ucis 1,5 milioane de copii, plus femei, plus bătrâni, în total 6 milioane de evrei. Scopul celui rău, care se afla în spatele regimului nazist, era de a extermina în întregime pe Israel, pentru că știa că Dumnezeu are ceva pentru Israel în vremea sfârșitului, iar diavolul întotdeauna încerca să oprească împlinirea profețiilor, să-l acuze pe Dumnezeu că nu își împlinește cuvântul. Ei bine, n-a fost așa. Și evreii au supraviețuit. În același timp, de fapt cu câteva zeci de ani înainte, s-a dat o declarație numită Declarația Balfour, după numele ministrului de externe al Marii Britanii, în 1917, prin care se revendica dreptul de a se înființa un stat național evreiesc, un cămin, de fapt, evreiesc pentru evreii din toate țările, pe teritoriul provinciei numite atunci Palestina și aflată sub guvernare britanică. În felul acesta, până la începutul celui de-al doilea război mondial, deja 500.000 de evrei se întorseseră pe teritoriul Palestinei. Deci 500.000 de evrei Dumnezeu i-a conservat, aducându-i deja în țară, pe unii chiar din zonele noastre, din Rusia sau din Ucraina sau din România. Ei au ajuns acolo și astfel au scăpat de Holocaust, deși amenințarea a fost și asupra lor, fiindcă germanii trimiseseră o parte a armatei condusă de generalul Rommel prin Egipt cu scopul de a ajunge în Israel și de a extermina acolo pe toți evreii din Israel, iar palestinienii, arabii palestinieni din zonă au fost foarte bucuroși, de asemenea Irakul și țările arabe, de ideea că nemții vor veni și vor distruge pe evrei. Ei bine, Dumnezeu n-a îngăduit asta și generalul Rommel a fost înfrânt în Egipt, într-o zonă El Alamein, și de acolo a trebuit să plece rușinat și armata germană să se retragă. Arabii din zonă, în această perioadă a celui de-al doilea război mondial, au limitat numărul de evrei repatriați la doar 75.000 prin acordul Marii Britanii, așa că s-au oprit cumva valurile de imigranți în timpul celui de-al doilea război. Nu s-a putut imigra, Marea Britanie nu permitea. Observați, în timp ce germanii ucideau pe evrei în Europa, britanicii nu le permiteau să se întoarcă în țara lor. Foarte ciudat lucru, nu? Ei bine, după ce s-a terminat coșmarul evreilor, în 1945, după ce a căzut regimul nazist, ei au vrut să vină în valuri către țara lor, considerând că acolo este locul în care Dumnezeu îi va proteja, pentru că aveau dovada celor 500.000 de evrei care scăpaseră din Holocaust. Așa că dorința de a se întoarce în țara lor a fost foarte mare, dar și de data aceasta Marea Britanie a împiedicat acest lucru, fapt care a dus la niște conflicte interne foarte mari și la un război de gherilă din partea unei anumite părți a armatei evreiești nou formate, în așa fel încât britanicii au spus: noi renunțăm la guvernarea Palestinei, nu mai vrem să guvernăm, dăm totul în mâna Națiunilor Unite. În felul acesta s-au creat condițiile pentru înființarea statului modern Israel. Pe 29 noiembrie 1947 s-a votat la ONU planul de împărțire a Palestinei, sau rezoluția 181, care urma să intre în vigoare după retragerea britanicilor, lăsând loc formării a două state. Un stat evresc și un stat arab, iar țara era împărțită în două părți. Foarte ciudată împărțirea aceasta, nu erau două părți tăiate în mijloc, o bucățică în nord, una în sud și așa mai departe, nu aveau relație prea mare între ele, dar era un plan pe care evreii l-au salutat și l-au acceptat și au spus: e bine și așa, decât să nu avem nimic, e bine și așa să avem un stat, fie el format și din frânturi de țară, noi îl acceptăm. Numai că arabii nici n-au vrut să audă de așa ceva și au spus: nu o să fie niciodată un stat evresc în Țara Sfântă, în Palestina. Noi nu acceptăm nici măcar o fărâmă de pământ să fie a lor, nu acceptăm să fie aici un stat evresc. De aceea ei s-au reunit în toată perioada aceasta până la 1948, de mai multe ori în cadrul Ligii Arabe și au pus la punct o operațiune militară împotriva lui Israel în cazul în care el va proclama un stat modern. Deci ei au avut ani în care și-au pregătit armatele lor aflate
în organizare și bine echipate ca să invadeze Israelul în situația în care s-ar declara un stat național. Cu toate acestea, cunoscând toate aceste amenințări, evreii au avut totuși curajul ca în ziua următoare, după ce britanicii și-au retras ultimele trupe din portul de la Haifa, ei să declare statul național evresc pe teritoriul Țării Sfinte, ceea ce a stârnit uimirea tuturor și foarte mare mânie, foarte mare furie, supărare din partea arabilor. În schimb, ca prin minune, liderii celor două mari superputeri, atât președintele Statelor Unite Harry S. Truman, cât și liderul sovietic Iosif Vissarionovich Stalin, au fost de acord să recunoască noul stat. Și aici, spun, a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că oamenii aceștia foarte ciudat să se pună în vreun lucru de acord, tocmai și împărțiseră Europa în două, iar România era în partea sovietică. În acest timp, populația evreiască a Palestinei era de 650.000, mai crescuse, iar populația arabă în jur de 1,2 milioane, aproape dublu pe teritoriu a ceea ce astăzi numim statul Israel. Din ziua când s-a declarat statul evreiesc, prin declarația făcută de primul ministru Ben-Gurion, în piețele de orașelor din Israel a fost sărbătoare, dar n-a durat foarte mult pentru că a și început războiul. Războiul prin care arabii și-au propus în mod deschis să termine ceea ce a început Hitler, și anume exterminarea evreilor. Ei n-au vrut doar să negocieze ceva sau să câștige o anumită parte de teritoriu, ei au vrut, în mod deschis, au spus asta liderilor, să extermine pe evrei, să termine ceea ce Hitler a lăsat nefăcut. Nu știau însă că Dumnezeul cel adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, se numește Dumnezeul lui Israel, lui Avram, Isaac și Iacov, și că El a spus în vechime astfel: cine se atinge de voi, și aici se referă în primul rând la Israel, se atinge de lumina ochilor mei. Și ei au trebuit să constate lucrul acesta și să vadă că Dumnezeu luptă împotriva lor. Așadar, de pe 15 mai a început războiul, declarat de o coaliție arabă formată din armatele statelor din jur. Iordania, Liban și Siria la nord, Egiptul la sud și chiar și Irakul, care nu avea graniță comună, plus alte ajutoare venite din Arabia Saudită și Sudan. Țările arabe au trimis fie trupe, fie echipamente militare, fie bani, un efort susținut de a distruge nu doar statul modern Israel recent înființat, cât și orice evreu din Țara Sfântă. Aveau evreii două posibilități: ori să emigreze din nou, spuneau ei, să-i arunce în mare, ori să fie nimiciți. Și evreii au ales să continue lupta, știind că Dumnezeu este de partea lor. Au fost atât de încrezători că vor reuși, fiindcă forțele lor erau foarte bine organizate și bine echipate, încât arabii au cerut palestinienilor, celorlalți arabi, palestinieni, se numesc prin faptul că locuiau în provincia Palestina, le-au cerut să iasă, să se refugieze în afara granițelor țării, pentru ca ei să-și poată face treaba liniștit și să poată extermina doar pe evrei, așa cum Domnul profețise, deja spusese că ei vor gândi în mintea lor. În Psalmul 83, scris cu aproape 3000 de ani înainte de a se întâmpla aceste lucruri, se spune așa: Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău, e vorba de Israel, și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Observați, și acest lucru fusese scris și ei, fără să știe, împlineau o profeție veche de 3000 de ani, ei se strânseseră și spuneau să-i nimicim din mijlocul neamurilor, să nu se mai pomenească numele lui Israel. Și Dumnezeu a răspuns El însuși. Evreii erau depășiți mult numeric, iar din punctul de vedere al echipamentelor militare, de asemenea, erau mult sub nivelul arabilor. Mai este de spus că în armata arabă existau mulți conducători militari foarte bine pregătiți, care dezertaseră din armata britanică, erau englezi care dezertaseră grade superioare, pentru a
lupta pe bani și a pregăti, a conduce luptă pe arabi, fiindcă victoria era sigură din punctul lor de vedere și puteau și să câștige ceva. După prima lună de lupte, părea că totul se îndreaptă către distrugerea totală a statului Israel, nou înființat, mai ales că nimeni nu voia să-i ajute cu arme. Să vezi ce trist, nici măcar acest lucru. Europa a tăcut atunci când evreii erau masacrați în lagările de exterminare din Germania și din Polonia, dar și în partea aceasta a Moldovei și în Odessa, Ucraina, în zonele ocupate de naziști. Europa a tăcut. După ce armata germană a fost învinsă, ar fi putut să ia partea lui Israel. Ei bine, nici de data aceasta Europa n-a luat partea lui Israel, nici măcar Europa vestică, cea care se considera democratică. Nimeni n-a vrut să livreze arme evreilor pentru a supraviețui. Cât antisemitism, câtă ură la adresa oamenilor pe care Dumnezeu îi numea poporul lui. De fapt, ura aceasta era îndreptată împotriva lui Dumnezeu. A fost o singură excepție, și anume Cehoslovacia. Și Domnul să binecuvinteze țara asta. Pentru că Domnul a spus așa, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. De fapt, acum sunt două țări, Cehia și Slovacia. Dumnezeu a notat lucrul acesta, că atunci când au avut nevoie, cehii au fost cei care au livrat arme către Israel. Însă, nu prin arme și nu prin puterea lor s-au impus, ci prin minunile făcute de Dumnezeu. Sunt multe relatări de astfel de minuni, cum o mână, de exemplu 100 și ceva de evrei într-un chibuț au zis o să luptăm aici până când nu să mai putem. Și întreaga divizie blindată siriană venise dinspre nord și ei aveau doar câteva puști. Și cu toate acestea sirieni au dat înapoi. Ei au zis vom lupta aici până la ultimul, vom muri ca la Masada, dar never again, nu vrem să ne mai lăsăm distruși fără luptă, măcar să murim luptând. Dar n-aveau ideea că vor scăpa. În schimb, Dumnezeu i-a scăpat miraculos și a făcut pe sirieni să se întoarcă înapoi, fiindcă ei au perceput altfel lupta, au văzut ca și cum o întreagă armată s-ar fi aflat înaintea lor. Sunt multe astfel de relatări de miracole atestate, prin care Israel a reușit să întoarcă soarta războiului de partea lor. De fapt, Dumnezeu, repet, a făcut lucrul acesta ca să-și împlinească planul lui profetic. Dumnezeu nu ține seama de cât de înarmat sau puternic este un popor, El își împlinește întotdeauna scopurile sale și aici este o dovadă din timpul nostru. Dacă te uiți în istoria din Vechiul Testament, vei vedea de multe ori pe Israel o mână de oameni stând împotriva unor mulțimi fără număr ca nisipul de pe malul mării și totuși având victorie. De data aceasta e vorba de un eveniment din vremea noastră, de acum 70 de ani. După încă un an de lupte, în primăvara anului următor, 1949, s-au încheiat armistiții cu țările arabe din conflict, iar Israel, prin ofensiva pe care a avut-o, a reușit să cucerească mai multe teritorii decât cele alocate inițial prin planul de împărțire, plus că refugiații palestinieni au rămas pe din afară și pe din afară sunt până astăzi. Există 5 milioane în așa numitele tabere de refugiați palestinieni, ceea ce constituie o mare problemă într-un viitor acord de pace. Așadar, în 49 s-au semnat armistiții separate cu fiecare din țările implicate în conflict, nu pace, ci doar armistițiu, pentru că acest război de exterminare, de încercare de a extermina pe Israel, a mai avut două episoade, unul în 1967, războiul de 6 zile, și altul în 1973, în ziua de Yom Kippur. Ambele s-au soldat cu același rezultat. Deși erau mai mulți și deși erau mai echipați, arabii au trebuit să fugă și Israel de fiecare dată și-a extins granițele până la un moment dat încât își făcuse teritoriul de 4 ori mai mare decât l-a avut inițial, pe urma a cedat Egiptului peninsula Sinai. Ei bine, în următorii 10 ani, din 49 până în anul 1958, populația țării s-a multiplicat foarte mult pentru că au început să vină din toate țările arabe, evrei înapoi în Israel. Arabii n-au mai vrut să găzduiască comunități evreiești, așa că evrei s-au întors masiv din Yemen, din Irak, din Iran, din multe țări arabe, din nordul Africii și au venit în țara lor, populația atingând astfel 2 milioane în numai 10 ani. A crescut foarte mult și au avut mari probleme economice pentru că nu aveau din ce să-i hrănească, au raționalizat alimentele, le-au făcut construcții improvizate. Israelul era într-o sărăcie totală. De aceea spunea cineva din Israel,
n-aveau cum să ne invadeze ca să ia pradă din mijlocul nostru, că nu aveau ce să ia de la noi în afară de hummus și falafel, mâncarea de la gură. În afară de asta, Israelul n-avea nimic. Era vorba de o țară măștinoasă, cu puțin teren agricol, în care cei 2 milioane, marea parte a lor, locuiau în locuințe improvizate. După aceea a fost vorba de o creștere economică, abia după ce s-au semnat tratate de pace cu 2 dintre țările cele mai mari din jur, și anume cu Egiptul și cu Iordania, în jurul anilor 1980. Acolo au fost semnate tratatele de pace, ceea ce a permis Israelului să se dezvolte economic. Tot în 1980 a mai fost un lucru foarte important, și anume faptul că Israel și-a declarat Ierusalimul drept capitală unică și indivizibilă. Recuperaseră Ierusalimul de est, de sub ocupația iordaniană, în războiul de 6 zile, în 1967. Iar în 1980 au înaintat o lege prin care au spus Ierusalimul este capitala noastră unică și indivizibilă și de foarte mare importanță în legătură cu evenimentele la zi astăzi, fiindcă țările, comunitatea internațională n-a vrut să recunoască acest drept de a avea capitala la Ierusalim, fiindcă, dragilor, locul cel mai important din Țara Sfântă, din Israel, este Ierusalimul. Și disputa, lupta, este pe Ierusalim. Și, bineînțeles, n-au vrut să recunoască dreptul lui Israel de a avea capitala la Ierusalim, până în urmă cu 6 luni, când nu oarecare țară, ci țara care este cea mai mare putere militară și economică a lumii, a spus, noi ne vom muta capitala, iar lucrul acesta se va întâmpla în mai puțin de 10 zile. Este un fapt absolut istoric. De fapt, noi trăim istorie în zilele noastre și trăim istoria finală a omenirii. Care este semnificația acestui fapt al declarării statului Israel în urmă cu 70 de ani? Care este această semnificație pentru vremea pe care o trăim? Israel a fost denumit și ceasul istoriei profetice, pentru că evoluțiile din această țară arată cât de aproape suntem de finalul istoriei omenirii, cum o cunoaștem noi, și de începutul domniei lui Hristos pe acest pământ. Și avem o secvență profetică din care am citat, din Cartea Ezechiel. Cartea Ezechiel a mai fost denumită și Apocalipsa Vechiului Testament. Iar de la capitolul 36 până la 48, unde se încheie cartea, este o secvență profetică cronologică. Se arată evenimentele care vor avea loc în Israel în vremea din urmă. Iar primul eveniment care ține de vremea din urmă este acesta. Și anume, ei vor reveni în țară și natura va înflori. Cum este scris, iar voi, munții lui Israel, veți da crengi și vă veți purta roadele pentru poporul meu. Așadar, capitolul 36 vorbește de întoarcerea lui Israel în țara lui, de declararea statului Israel, practic, și de faptul că ei vor avea rod din țara lor, iar Israelul nu doar că are hrană din deșert, dar are atât de multe încât poate și să exporte, inclusiv către Europa. Așadar, capitolul 36 s-a împlinit. Este parte din vremea sfârșitului. Capitolul 37, cel imediat următor, este cel în care se prezintă o vale a oaselor uscate. Și dincolo de semnificația spirituală, despre care am vorbit de mai multe ori, este vorba de o semnificație literală. Oasele acelea uscate erau o imagine a ceea ce a rămas după Holocaust. Cei care au putut să intre în lagările de exterminare, asta au văzut. Mormane de cadavre și de oase uscate calcinate din cuptoarele în care erau arși evrei. Și este o referință la Holocaust. Iată, o vale de oase uscate. Așa era Israelul în 1945. O vale mare de oase uscate. Și din această vale de oase, Dumnezeu, în mod miraculos, îi strânge, îi face un trup. E vorba de națiunea evrească care se strânge. Și nu doar că îi face un trup, le dă viață, îi ridică asemenea unei armate puternice. Și e fapt semnificativ că armata evrească este între primele 10 din lume, deși statul Israel, dacă nu mă înșel, este cam pe locul 150 la numărul populației în lume. Iar armata lor este între primele 10. Nu prin numărul de soldați, ci prin pregătirea pe care o au și prin echipamentele lor. Așa cum a fost scris versetul 10 din capitolul 37, am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr.
Iată, aceasta a doua parte a prorociei, de asemenea s-a împlinit. Capitolul 36 s-a împlinit, capitolul 37 s-a împlinit. Deja de vreo 70 de ani s-au împlinit, sau au început să se împlinească. Ce rămâne de împlinit? Următoarele capitole. Capitolul 38 și capitolul 39 vorbesc despre un război la care vor participa forțele armate arabe conduse de Rusia și care vor invada din nord Israelul. Este scris, citesc din Ezechiel 38, iată am necas pe tine Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, fără niciun fel de îndoială, e vorba de conducătorul Rusiei. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toate oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și pe toți care mânuiesc sabia, împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și cu coif, Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază noaptei cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Și continuă textul și spune, te voi aduce împotriva locuitorilor care, fiind veniți dintre neamuri, vor locui liniștiți în țara lor. Și mulți au spus, încă n-a venit vremea, ba nu, să știți, evreii locuiesc foarte liniștiți în țara lor. Și măcar că au fost atâtea atentate, par că ei sunt mai relaxați în țara lor decât suntem noi români în țara noastră. Este vorba de o invazie mare venită din nord împotriva lui Israel. Noi suntem aici, la punctul de a începe împlinirea acestei profeții. Pentru că s-au împlinit capitolele 36 și 37, rămân cele legate de invazia din nord, capitolul 38 și 39, e vorba de războiul lui Gog. Iar ultima secvență, de la capitolul 40 până la 48, arată împărăția de 1000 de ani. Este o descriere a împărăției de 1000 de ani și fixează în timp când vor avea aceste lucruri. Înainte de instaurarea împărăției de 1000 de ani, înainte de domnia lui Mesia, care va veni la Ierusalim, picioarele lui vor sta pe muntele Măslinilor la sfârșitul celor 7 ani de necaz. Așadar, aceasta este secvența profetică. Iar noi ne aflăm între capitolul 37 și începutul capitolului 38. Unde este răpirea în acest context? Undeva în această perioadă. Unde sunt evenimentele finale? În această perioadă. Războiul lui Gog, războiul din Ezechiel 38 și 39, este faptul cel mai semnificativ și cel mai clar care arată vremea sfârșitului pe care noi o trăim. Și venim la vremea noastră prezentă să vedem dacă suntem, într-adevăr, am văzut că tot ce a fost până acum s-a împlinit ad literam și dacă noi suntem pe punctul de a vedea împlinirea mai departe a capitolelor 38-39, respectiv 40 până la 48, unde este descris templul din Ierusalim în împărăția de 1000 de ani și izvoarele de apă vie care vor izvorâ din Ierusalim. Este vreo indicație că aceste două capitole se vor împlini curând? Este vreo indicație că noi suntem la un pas de a vedea această invazie în Israel? Haideți să ne uităm mai de aproape. În primul rând, Rusia, Turcia și Iranul, cele trei țări principale de acolo, adică Gog, Persia și Togarma, au armate la nordul lui Israel în Siria acum. Când s-a mai întâmplat lucrul acesta? Niciodată. În al doilea rând, Rusia are o alianță strânsă cu Iranul și cu Turcia. Și în mod surprinzător, și Iranul și Turcia între ele au alianță, măcar că sunt țări una șiită, Iranul cealaltă sunită, iar ei normal n-ar trebui să aibă relații. Normal, Turcia ar trebui să aibă relații cu Arabia Saudită, care e tot sunită, dar are relații strânse cu Iranul. Când a mai fost o alianță între aceste trei țări în istorie? Răspunsul este niciodată până acum. Și chiar puțină vreme în urmă s-au întâlnit din nou. Periodic, cei trei lideri, și anume Putin, Erdogan și Rouhani, se întâlnesc pentru discuții. Periodic. Ei au planificat o agendă, cred că de câteva ori pe an sunt împreună. De ce? Pentru că ei, fără să știe, pregătesc împlinirea profeției așa cum este scris. Conducătorii din Iran și Turcia și din Rusia sunt dictatori fără scrupule. Când n-a mai fost vreodată așa ceva? Niciodată. În Rusia au mai fost țari, au mai fost conducători comuniști și Stalin a fost, dar niciunul n-a fost îndreptat împotriva lui Israel atât de clar așa cum este Putin. Niciodată Turcia, sultanii au stăpânit Ierusalimul, Imperiul Otoman a stăpânit Ierusalimul până la 1917 când a intrat în guvernarea Marii Britanii, dar ei nu și-au propus să extermine pe evrei. Evreii au locuit liniștiți în timpul Imperiului Otoman și nu au fost exterminați de către turci. Dar cel care este acum este dușman declarat
al statului Israel, Erdogan se numește. Ce să mai vorbim despre Iran? La fiecare minister ei au deviza moarte statului Israel. Când s-a mai întâmplat vreodată așa ceva? Niciodată. Lucrurile acestea sunt fapte clare care ne indică nouă că suntem la un pas de începerea evenimentelor din Ezechiel 38 și 39. Suntem pe punctul de a asista la împlinirea acestei profeții absolut uimitoare, care marchează clar vremea de sfârșit a istoriei. Se sfârșește istoria omenirii sau omului așa cum o știm noi. Și începe istoria lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu va interveni în mod clar, a făcut-o deja, Israelul este semnalul clar că a făcut-o, dar o va face în continuare, afectând întreaga umanitate, printr-o perioadă de judecată și după aceea instalând împărăția sa timp de 1000 de ani. Mai mult decât atât, nu numai că sunt niște dictatori care au alianțe militare între ei, Israelul provoacă militar periodic aceste trei puteri. Din când în când, Israelul bombardează în Siria echipamentele militare iraniene care sunt protejate de către Rusia. Observați, nu doar că sunt strânse cele trei mari puteri, dar Israelul din când în când îi provoacă fără să vrea, nu intenția de a provoca, intenția este de a se apăra, pentru că se strâng arme de precizie la nordul lui Israel. Și vom detalia puțin cele trei mari evenimente din ultimele trei săptămâni care au avut loc. Venim la vremea prezentă și care ne arată nouă că suntem la un pas de împlinirea profețiilor. În primul rând, e vorba de bombardamentele din Siria. În urmă cu o lună, pe 6 aprilie, la o zi după ce s-a spus despre un atac chimic în Siria, pe 6 aprilie, două avioane evreiești au atacat o bază militară siriană unde se aflau conducători militari iranieni. Cel puțin 7 dintre aceștia au fost uciși, unul de rang mai înalt, iar mai târziu evreii și-au asumat creditul pe față pentru această operațiune. De obicei ei spun, nu știm cine a făcut, nu negăm și nici nu confirmăm, nu spunem nimic. S-a întâmplat, voi trebuie să stabiliți cine. Nu doar că ei au recunoscut că au fost ei atunci, dar și rușii au dat pe față și au spus evreii au făcut lucrul ăsta. Și au stârnit foarte mare tulburare, foarte mare mânie în Teheran. Iranienii au promis că vor răspunde în forță acestui atac, dar n-au făcut nimic concret, ci doar și-au adunat și mai multe rachete aduse din Iran cu avioane civile rusești. În ultima lună ei asta au făcut, pe avioane civile din acestea non-militare, vopsite ca și avioane de linie, ei le-au încărcat cu rachete și au cărat sute de rachete din Iran pe calea aerului în Siria cu gândul de a riposta față de Israel. Mai târziu cu două săptămâni, pe 17 aprilie, sirienii s-au lăudat că au doborât alte rachete evreiești lansate împotriva lor. De fapt, n-a fost decât un test dat de evrei radarelor rusești din Siria pentru a le putea evita pe viitor. A fost o acțiune militară de război electronic, se numește, prin care ei au scos din funcțiune radarele, urmând ca duminica trecută, pe 29 aprilie, la ora 22:30, să se producă un nou atac al aviației evreiești împotriva bazelor siriene din centrul țării, în care fusese adunate aceste rachete iraniene. Peste 200 de astfel de rachete au fost distruse. A fost o explozie gigantică, pur și simplu, pentru că era explozia unui depozit de muniție și evreii au ignorat orice amenințare a Rusiei, a Iranului, a Siriei și s-au dus și au bombardat din nou acolo, au distrus toate aceste rachete. S-a întâmplat duminica trecută, seara, timp de o oră au fost sub bombardament, iar cel puțin 25 de militari iranieni au murit, dintre care și un general. De data aceasta Iranul a fost și mai furios, oricum amenințaseră că vor răspunde, dar au spus și mai vehement că vor răspunde atacului în mod concret. Că s-a terminat epoca în care tu lovești și apoi fugi. Exact așa au spus, și că ei sunt gata să lanseze un atac în Israel. Vă dați seama ce ar însemna asta? Cât de aproape, observați, ei se joacă cu focul, cât de aproape suntem de începerea acestui război. Până acum n-au făcut nimic. De ce totuși iranienii n-au reacționat în mod concret? De teamă să nu dea lumii occidentale un motiv să se ridice împotriva tratatului nuclear, semnat în 2015, pentru că pe 12 mai, săptămâna viitoare, sâmbătă, trebuie să se dea un răspuns din partea Statelor Unite dacă se retrag din acordul acesta nuclear. Și vă spun doar câteva cuvinte despre acest acord. În urma acestui acord, iranienii au beneficiat de 150 de miliarde
de dolari din partea Americii, plus toate exporturile de petrol care înainte erau sistate. De aceea lor le convine nu să distrugă programul nuclear, doar l-au congelat, l-au ținut la păstrare și au luat o mulțime de bani. Unii, cum am spus, au venit în cash ca la mafioți, trimiși în timpul administrației Obama. Cu toți banii aceștia își finanțează ei armatele din Siria, din Yemen, din Irak, pe unde au ei câmpuri de conflict. Ei bine, Trump a spus trebuie să punem capăt la acest lucru, să tăiem finanțarea și vom pune din loc sancțiuni până când Iranul va dovedi că are intenții pașnice. Putin a fost și el foarte supărat de curajul Israelului de a bombarda în zonele protejate de ei. Și a anunțat, el oricum, la atacul de la începutul lui aprilie, a chemat ambasadorul Israelului la Moscova și i-a cerut să dea explicații, dar de data aceasta a spus că ia în calcul vânzarea de sisteme de apărare mai complexe, adică S-300, către sirieni, cu banii de la iranieni. Iar evreii au spus, dacă voi veți face astea, noi le vom bombarda, chiar dacă sunt rusești. Vă dați seama ce război al declarațiilor. În contextul acesta, miercurea viitoare, miercuri, pe 9 mai, Netanyahu va fi din nou în vizită la Moscova. A 8-a oară, în ultimii 2 ani, se întâlnesc cei doi președinți. Nu s-a întâmplat niciodată doi președinți să întâlnesc de 8 ori în 2 ani. Asta arată cât de încinse sunt lucrurile, pentru că Gog e Gog și Israel este victima, iar cârligul este deja înfipt. Lucrurile sunt pe punctul de a se întâmpla. Plus încă 12 convorbiri telefonice pe care le-au avut. Nu fac președinția asta să se întâlnească de 8 ori în 2 ani și să vorbească de 12 ori la telefon, ultima dată în urma atacului de data trecută. Iar acum Netanyahu se duce acolo, că e ziua victoriei împotriva nazismului, dar nu doar asta, e vorba de niște discuții foarte aprinse pe care le au. Gog nu mai are pace și spunea Domnul că îi va înfige un cârlig în fălci. Cârligul este zăcământul de gaz imens care s-a descoperit în Marea Mediterană și din care evreii vor să exporte către Europa. Ce e interesant, că săptămâna viitoare, înainte să ducă la Putin, Netanyahu se va opri în Cipru, unde se va întâlni cu premierul Greciei și cu cel al Ciprului, ca să discute despre conducta de gaz care va trece prin Cipru și prin Grecia. Vă dați seama ce provocare pentru Putin. Nu la întâmplare a pus pe agenda. Eu, înainte să vin la tine, m-am întâlnit cu cei doi și noi facem conductă. Cui mai vinzi gazul? Cam așa sunt discuțiile, nu cum apar ele în mod oficial. Cârligul este înfipt în fălci. Și ce împiedică pe Gog să invadeze Israelul este nu că se teme de Israel, ci că se teme de Statele Unite, care au baze mari în zonă și se teme de un război global. Bineînțeles că asta ar putea degenera în al treilea război mondial. Însă, în momentul în care Statele Unite vor face pasul înapoi, Rusia nu va mai avea nicio problemă să atace. Și, atenție mare, Statele Unite chiar sunt pe punctul de a face pasul înapoi, retrăgându-și armatele din Siria. Contextul este foarte încins, situație foarte tensionată, amenințările curg din toate părțile și rămâne de văzut care va fi detonantul. Cârligul există și în foarte puțină vreme vom asista la noi împlinire profetice. Al doilea fapt din ultimele 3 săptămâni a fost descoperirea publică a programului nuclear iranian. Luni seară, săptămâna trecută, pe 30 aprilie, la o zi după ce au bombardat din nou în Siria, s-a anunțat că premierul evreu Netanyahu va face o declarație de maximă importanță la televiziune, în direct, la oră de maximă audiență, la ora 20, pe televiziunile lor naționale, când se dau știrile cele mai importante, va apărea Netanyahu. Și eu am fost foarte uimit să văd ce va anunța. Cumva că încep războiul, ce urmează să anunțe? Într-un discurs de circa 20 de minute, ținut în limba engleză, mai puțin introducerea și încheierea care au fost în ebraică, fără traducere, dar era un discurs dat către întreaga comunitate internațională. Ce a făcut Netanyahu? A dat pe față programul nuclear al Iranului, pe care ei l-au negat tot timpul. Întâi i-a prezentat pe liderii iranieni, declarând că Iranul n-a avut niciodată intenția de a produce o bombă atomică. L-a pus pe Rouhani, pe Zarif, înregistrări și în înregistrarea aceea spunea: noi niciodată n-am vrut să facem o bombă atomică. Noi niciodată. Și după aceea a vrut să arate adevărul, dacă este adevărat ce au spus ei. Spre surprinderea tuturor, mergând pe o scenă, a dezvelit, a dat niște cortine la o parte, de pe niște rafturi, pline cu dosare și cu CD-uri, care conțineau o jumătate de tonă de informații despre programul nuclear iranian. Ce s-a întâmplat?
Serviciul secret al evreilor, Mossadul, în luna februarie, a reușit să facă cea mai impresionantă operațiune care a făcut-o vreodată un serviciu de informații, și anume să se ducă până în centrul Teheranului și să ia de acolo în camioane jumătate de tonă de material despre programul nuclear al iranienilor. Vă dați seama ce au putut să facă? Spunea cineva cât de deștepți pot să fie evreii. I-au lăsat fără informația cu privire la programul lor nuclear și au cărat-o, se spune că au dus-o prin Azerbaijan, de acolo au pus-o pe vapoare, de acolo pe avioane, până la urmă au dus-o în Israel, iar Netanyahu a zis, aici avem evidențele, haideți să vă arăt câteva, și a pus prezentări PowerPoint și alte lucruri, arătând rachete și capete nucleare și bombe nucleare, tot ce au găsit, și a spus, dacă vreți să vedeți mai mult, noi vă punem toată arhiva la dispoziție, să vină și din Uniunea Europeană, să vină și din Statele Unite. Iată ce face Iranul, își propune să facă cel puțin 5 bombe nucleare, să le folosească împotriva noastră, pentru că ei ne-au amenințat cu anihilarea. De aceea noi trebuie să luăm atitudine. Rețineți, Iranul este parte din războiul cu Gog. Nu va fi război doar cu Iranul, dar va fi război cu coaliția aceasta, iar cazul de război este aproape servit. Ce au spus iranienii? N-au negat că n-aveau cum să nege evidența în mâna evreilor, dar au schimbat tonul pe batjocură, spunând că Netanyahu este un copilaș care vrea să urle ca un lup. Așa face cel rău, când nu are răspunsuri, batjocurește. Cumva au vrut să spună, Netanyahu este un copilaș care urlă ca un lup, adică nimeni nu îl ia în seamă, el vrea să pare important, dar de fapt nu-i nimeni și noi nu-l băgăm în seamă. Dar, a doua zi, în Parlamentul Evreiesc s-a votat o lege, prin coincidență, ce coincidență, prin care primul ministru și ministrul apărării, Lieberman, pot declara război în mod direct, fără a mai consulta Parlamentul. Adică ei pot să dea decizia de atac, să înceapă un război, dintr-o dată, fără să mai treacă prin votul Parlamentului, pentru ca să aibă elementul surpriz. Și s-a pus asta pe toate știrile. A spus, din momentul acesta, Israelul este pregătit pentru război. Am dat și legea, i-am dat președintelui puteri. Dragii mei, niciun președinte nu face așa ceva, să facă un show la oră de maximă audiență, decât dacă se simte cu adevărat amenințat. Și nu-i vorba aici, cum au spus unii, de campanie electorală sau de altceva, pentru că Netanyahu nu are nevoie de politică și să fie prim-ministru, el are afacerile lui, are ce-i trebuie. El este omul providențial prin care Dumnezeu a lucrat ca să conserve poporul acesta Israel în ultima perioadă și cred că va lucra în continuare. Să dea Dumnezeu să cunoască și el mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Ne dăjduim că se va întâmpla așa. Al treilea lucru care s-a întâmplat tot în Israel, în săptămânile trecute, ține de confruntările de la granița cu Fâșia Gaza, pentru că acolo sunt palestinieni cu guvernare proprie, Fâșia Gaza, și în ultimele 5 săptămâni, în fiecare zi de vineri, ziua lor sfântă de rugăciune, ei și-au concentrat mii de aderenți, în special Hamas, la frontiera cu Israel, în ceea ce ei au numit marșul pentru reîntoarcere. Ce spun ei? Noi trebuie să trecem frontiera și să mergem în teritoriile ocupate. Fiindcă printre ei au fost militanți Hamas, care au încercat să treacă astfel frontiera fraudulos și să organizeze atentate teroriste, au avut loc ciocniri violente cu forțele evreiești, iar peste 40 de victime au fost provocate în rândul palestinienilor, precum și sute de răniți. Lucru care a dus mai departe la tensionarea situației. Palestinienii au inventat o metodă nouă de a face pagube în Israel. Au legat sticle cu benzină, cu fitil aprins, așa numitele cocktailuri Molotov, le-au legat de zmeie și le-au trimis în partea cealaltă, în recoltele coapte de cereale ale evreilor și au incendiat, practic, câmpurile agricole, dând foc culturilor din chibuțurile aflate în vecinătate, la care evreii nu au avut niciun fel de apărare împotriva unei astfel de forme de terorism. Ce urmează să se întâmple în perioada următoare? Țineți minte evenimentele care au fost până acum și atenție mare la ce se va întâmpla săptămâna viitoare și săptămâna cealaltă, în următoarele 2 săptămâni. În primul rând, este anunțarea posibilei retrageri a Statelor Unite din tratatul nuclear semnat cu Iranul în 2015. Așa cum am spus, Trump nu mai vrea să financeze regimul iranian împotriva Israelului, pentru că este o relație specială cu Israelul. Ginerele lui Trump este chiar evreu și fiica lui a trecut la religia iudaică. E vorba de o relație mai mult decât oficială, este una
și personală. Și Trump a spus, nu o să mai finanțăm, noi ne vom retrage din acord pentru că ei folosesc acești bani pentru finanțarea acțiunilor militare. Termenul limită este sâmbăta viitoare, pe 12 mai. Trump a cerut statelor europene să-i convingă pe iranieni să renegocieze tratatul. Dar iranieni, timp de 10 ani, să obțină bani, profit și după aceea să-și dea drumul din nou la proiectul nuclear, pentru că ei au timp să au și gândit, în 25 de ani vor anihilarea statului Israel, iar declarația este deja de câțiva ani buni. Săptămânile trecute, atât președintele Franței, Emmanuel Macron, cât și Angela Merkel au călătorit la Washington pentru a convinge pe Trump să nu renunțe la prelungirea acordului. S-au dus acolo în vizite, întâi a fost Macron, pe urmă Merkel, arată cam care ordine în Europa și că se va retrage din acord președintele Trump. Ceea ce, dragii mei, echivalează cu începerea unui război. Foarte probabil, poate nu în ziua imediat următoare, dar se anticipează dacă ei se retrag. Iranienii au spus foarte clar, noi nu mai avem niciun motiv să oprim fabricarea bombelor și atunci o să dăm drumul la aceste centrifuge care pregătesc uraniul îmbogățit sau plutoniu după caz. Și atunci evreii vor trebui să reacționeze, nu o să stea liniștiți când se face bomba nucleară în apropierea lor. Practic, nu văd nicio șansă de pace aici. Totul se va solda cu război pentru că este scris în Scriptură. Nu știm când, nu cred că neapărat după 12, pe 13, a doua zi, dar undeva în perioada următoare, nu știm când, trebuie să aibă loc această confruntare. Iranienii au amenințat, deci, că își vor relua activitățile nucleare, iar evreii, sigur, nu vor sta cu mâinile încrucișate. Observați, suntem în această secvență profetică, suntem foarte aproape de împlinirea celorlalte profeții care au rămas. Un al doilea lucru care urmează să se întâmple săptămânile viitoare este mutarea ambasadei Statelor Unite în Ierusalim, programată pentru data de 14 mai, urmată de ziua catastrofei, Nakba, așa o numesc palestinienii, ziua de 15, în care ei au convocat proteste foarte mari și au spus, în Gaza vom fi atât de mulți încât vom da jos pur și simplu gardul de protecție și vom trece, vom invada Israelul și ne vom lua teritoriul înapoi, cumva. Nu știu ce e mintea lor și de ce îi agită atât de mult Hamasul. De fapt, putem să știm, dar scopurile nu sunt pașnice în niciun caz. Nu se știe dacă președintele Trump va participa și el la festivități, dar e posibil să vină chiar și Trump, pentru că pe 14 mai își vor muta oficial ambasada în Ierusalim. Pe 16 mai va fi rândul Guatemalei să facă același lucru. Și mai multe țări au anunțat că și ele au intenția de a face acest pas, dintre care cele mai sigure variante sunt Cehia. Observați din nou Cehia, care i-a ajutat. Ei vor să mute ambasada și Honduras. A fost o discuție și în România. Multă zarvă, fără niciun fel de isprav. Am primit și eu imediat e-mail-uri și mesaje. România își mută ambasada. Am știut din prima zi că nu o să iasă în felul acesta, pentru că noi suntem foarte buni la declarații și atât. Nu e consens politic pentru un lucru simbolic, nu intru în politica țării, prea mult de discutat și prea multă corupție. Nu e consensul acesta pentru un lucru care n-ar avea decât o valoare simbolică. Nu câștigă și nu pierde nimic România prin asta, are doar o valoare simbolică. Dar ar fi putut să însemne mult pentru urmașii zecilor de mii de evrei pe care armata română i-a ucis în Odessa și în alte zone. Ar fi fost un fel de recuperare morală, pentru că sunt în Israel nepoți de-ai celor care au murit în așa ceva. Și România ar fi trebuit să o facă măcar din simțul acesta al datoriei morale. Însă nu e cazul și foarte probabil că nu se va muta ambasada României în Ierusalim. Pe 15 mai însă, arabii palestinieni vor ține ziua catastrofei. Rămâne de văzut pe câți vor convinge să participe la aceste proteste. Și cum va ieși lucrul acesta? Ei tot vorbesc despre a treia intifada, a treia revoltă, dacă vor reuși să o stârnească. Și atunci va fi și mai complicat, lucrurile se vor tensiona și mai mult. Așadar, aici suntem noi, la răscruce de drumuri în istorie și spre finalul, cum am spus, al istoriei omenirii, așa cum e prezentată ea în cartea Ezechiel. Ce frumos! Istoria omenirii se încheie cu împărăția de 1000 de ani a Domnului, cu tronul lui de domnie în Ierusalim, cu templul din care curg râuri de apă vie și ne dorim din toată inima ca toți să fim acolo.
Înainte de aceasta însă, Domnul va veni pentru biserica Lui, pentru cei care sunt pregătiți să-L întâmpine. Dragii mei, evenimentele acestea nu trebuie neapărat ca biserica să fie aici când va fi războiul cu Gog și Magog. E foarte probabil că acest lucru se întâmple după răpirea bisericii, dar înainte de necazul cel mare. Nu știm exact când se va întâmpla, dar știm un lucru. În această perioadă, aceasta este împlinirea. Citiți Scriptura, puneți mâna pe Scriptură, citiți de la Ezechiel, de la capitolul 36, vedeți cum s-a împlinit, vedeți 37 s-a împlinit, 38 și 39 războiul este pe punctul de a se împlini și pe urmă începe împărăția. Undeva aici vine Domnul să-și ia biserica. De ce nu apare biserica în Ezechiel? Pentru că biserica în tot Vechiul Testament a fost o taină, normal. Și noi ne ghidăm după ceasul lui Dumnezeu, și anume după Israel. Biserica trebuie să fie atentă la evenimentele din Israel ca să știe cât de aproape este venirea Domnului. Câteva concluzii. În primul rând, trebuie să știm că Dumnezeu întotdeauna își împlinește cuvântul Său. Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că nu va trece neamul sau generația aceasta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Despre ce generație vorba? Foarte probabil despre generația care se numără de când Israel, smochinul, a înfrunzit, de când Israel a luat ființă. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mai degrabă cerul acesta ar trece cu trosnet și mai degrabă pământul cu tot ce pe el arde, înainte ca Domnul să-și ia vreun pic din cuvântul lui să spună aici nu vreau să împlinesc. Nu, tot ce a spus el se va împlini. Și Scriptura, între alte lucruri, ea este de folos, în primul rând, să ne îndrepte pe calea lui Dumnezeu, dar, între alte lucruri, arată și aceasta, că Dumnezeu întotdeauna își ține cuvântul Său și că El a spus de la început ce urmează să se întâmple. Domnul oștirilor a jurat și a zis, da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Și punct. Amin. Ce a spus Domnul se va întâmpla. Omul nu are cum să împiedice ce a declarat Dumnezeu. Isaia 14:24. Dumnezeu este pe punctul de a-și împlini și ultima parte, două treimi din profeții s-au împlinit, mai rămâne o treime, această treime este legată de vremea sfârșitului și este pe punctul de a se împlini și noi avem motivele să credem că se împlinește sub ochii noștri. În al doilea rând, istoria este dirijată de către Dumnezeu pentru împlinirea scopurilor sale și se îndreaptă către finalul ei prin instaurarea împărăției lui Hristos pe pământ. Și am să citez un text din Isaia care conține și un îndemn. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni. Veniți-vă în fire, păcătoșilor. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce încă nu este împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Amin. Dumnezeu spune clar, hotărârile mele se împlinesc. Ce am spus, am împlinit. Eu am vestit mai dinainte ceea ce voi vedeți că se împlinește astăzi și am ceva să vă spun vouă. Veniți-vă în fire, păcătoșilor. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni. Întoarceți-vă la Domnul. Veniți-vă în fire. Veniți înapoi către Scriptură. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Veniți cu pocăință. Aduceți-vă aminte de cele petrecute, căci eu sunt Dumnezeu și nu i-am tu. Dragii mei, toate aceste evenimente au un singur scop. Ca omul să-și dea seama că Dumnezeu își împlinește cuvântul pe care l-a spus cu mii de ani înainte. Că istoria nu-i scăpată de sub control, Dumnezeu nu s-a retras în cerul său, dar are ceva de a face și cu noi. Noi nu suntem în Israel, nu suntem în Rusia, nu suntem în Iran și în Persia. Noi nu suntem însă doar simpli spectatori. E ceva și în legătură cu noi. Și Domnul spune, veniți-vă în fire și fiți oameni, întoarceți-vă la mine. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi, chemați-L cât timp este aproape, să se lase omul rău de calea lui, să se întoarcă cel păcătos la Dumnezeu care nu obosește iertând. Pentru asta sunt toate actualizările. Oamenii să vadă, fiecare să poată constata cu ochii lui, cu urechile lui, să-și dea seama că Dumnezeu își împlinește cuvântul, că și-l împlinește acum și că Dumnezeu va judeca lumea și că este o scăpare pentru cei care vor să se împace cu El. Iar îndemnul este foarte serios. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni. Veniți-vă în fire, păcătoșilor. Domnul să ajute pe oricine ascultă înregistrarea aceasta să ajungă la o adevărată pocăință. Degeaba știi despre semnele vremurilor, poți să fii expert în lucrurile acestea dacă nu ești pregătit pentru ziua aceea. Iar prima și cea mai importantă pregătire este
pocăința. Pocăința este adresată tuturor oamenilor. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Toți oamenii, indiferent cum s-ar numi ei, indiferent de ce religie ar avea, este vremea pentru pocăință. Este vremea de a ne curăți, de a ne mărturisi păcatul, de a ne împăca cu Dumnezeu și a trăi o viață sfântă. Numai cel care trăiește astfel va avea o scăpare. Domnul Iisus a spus că este o scăpare. Rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care au să se întâmple și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Dragii mei, se vor întâmpla aceste lucruri. Cel neprihănit, spune Scriptura, scapă cu greu. Ce se va face dacă cel neprihănit scapă cu greu? Ce se va face cu cel păcătos? Ce se va face cu cel care nu vrea să asculte Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos? Și în al treilea rând, noi facem parte din generația care a văzut împlinindu-se cele mai multe profeții din vremea din urmă. Fără dubiu. Mai ales în ultimii ani. Noi suntem generația care le-am văzut. Cele mai multe. Și care le putem de asemenea cita din trecutul istoric de câteva zeci de ani. Acești ultimi 70 de ani au fost încărcați de împliniri ale profețiilor. Și nu cred că va mai fi încă pe atât înainte. Cred că undeva aici lucrurile se vor îndrepta către împlinirea celorlalte profeții. Că noi vom asista foarte probabil și la ultimele profeții care au mai rămas de împlinit. Iar întrebarea pe care o pune Scriptura este aceasta. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Este un har. Mi-aș fi dorit să trăiesc în vremea Domnului Iisus. O vreme deosebită. Dar în ordinea preferințelor, în afară de această vreme, a doua vreme pe care aș fi dorit să o apuc, este chiar cea în care trăim. În care să poți vedea cu ochii tăi cum Dumnezeu este fidel cuvântului Său, cum își împlinește cuvântul Său sub ochii tăi, cum și conducătorii lumii sunt doar ca niște marionete la un moment dat și ei doar împlinesc planul lui Dumnezeu fără să știe. Nu că ei n-au voință liberă și că nu pot alege, Dumnezeu să le dea și lor pocăința, însă Dumnezeu își împlinește planurile sale. Și dacă a fost scris că Domnul Iisus trebuia să moară în Ierusalim și romanii să-L ucidă, exact așa s-a întâmplat. Și dacă este scris că va fi o invazie și că va fi un război și că în perioada aceasta omul își va întoarce privirile către Făcătorul său, ne rugăm ca Domnul să facă așa. Omul să se uite la Făcătorul lui, să-și ceară iertare, să se împace cu Dumnezeu. Iar noi care spunem că suntem creștini, spune cuvântul așa. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, țineți minte, uitați-vă la toate lucrurile care le aveți. Mergeți acasă, vedeți care sunt lucrurile pe care le aveți. Și țineți minte acest cuvânt. Toate aceste lucruri au să se strice, au să fie distruse. Acesta e sensul din original. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și ne dă și răspunsul. Într-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind sau grăbindu-ne, dorindu-ne din toată inima, venirea zilei lui Dumnezeu. Ne dorim din toată inima. Nu că iubim războiul și ne plac conflictele, nu-i vorba de așa ceva. Ne dorim ca oamenii să vină la pocăință, dar mai mult decât orice, ne dorim să vină Domnul. Cine este cu adevărat credincios, nu spune, lasă că o să vină Domnul în 2050, în 2500. Nu. El își dorește din toată inima să se întâlnească cu Domnul. Pentru că este ca o mireasă care așteaptă cu cea mai mare dragoste și nerăbdare ziua anunții. Noi îl așteptăm pe El. Noi ne dorim să fim cu El. Într-una din zilele acestea, pe neașteptate, ca în zilele lui Noe, când doi oameni vor fi la serviciul lor, când doi oameni vor dormi într-un pat, când doi vor măcina la moară, când două femei vor măcina la moară, din momentul acela, Domnul, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Să dea Dumnezeu ca noi, cei care ascultăm cuvintele acestea, să fim toți luați. Și, dragii mei, depinde de noi. Dacă auzim cuvintele acestea, este ceasul trezirii, este ceasul în cele din urmă să vă treziți, pentru că mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Ziua este aproape, noaptea este pe sfârșit, se apropie ziua. Domnul să ne ajute să fim gata. Dacă n-a fost o pocăință reală, este vremea să te împaci cu Dumnezeu, este vremea să-ți vin fire, să-ți mărturisești păcatul. Dacă te-ai numit creștin și pocăința ta n-a continuat, de asemenea, este scris, oricine are nădejdea aceasta în el se curățește. Dragii mei, nu știm câte astfel de actualizări vom mai face. Dacă
lucrurile vor fi în continuare dezvoltându-se și noi vom fi pe pământ, le vom face în continuare, până la capăt. Dar într-una din zile se vor opri actualizările, pentru că se va termina epoca bisericii. Și așteptăm cu nerăbdare ca Domnul să vină. Și ne dorim din toată inima ca toți ascultătorii noștri să aibă parte de venirea Domnului și de plecarea cu El. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare și să ne pregătească inimile pentru a-L întâlni în nori. Amin.